Mulțumim lui Dumnezeu că suntem la închinare și în seara aceasta și ne rugăm ca Dumnezeu în îndurarea sa să ne dea har, să ne dea cuvânt și să facă ca venirea noastră aici să fie pentru apropierea noastră de Domnul Hristos, pentru asemănarea noastră, pentru creșterea în omul dinăuntru. A citit Sorin 2 Timotei, capitolul 3, sigur că vorbirea mea în seara aceasta nu va fi din întreg capitolul. Mă voi opri doar la o afirmație pe care o face Pavel aici, chiar la început, unde spune cum vor fi oamenii în vremurile din urmă și nici măcar nu mă voi ocupa de toate aceste necalități, ca să spun așa, ci doar de una. Așa cum bine știți, această epistolă este, așa cum spunea cineva, cântecul de lebăda lui Pavel, este ultima epistolă pe care o scrie și își evaluează lucrarea Pavel și încearcă să transmită învățătura care toată viața lui a propovăduit-o, să o transmită unor oameni de încredere care la rândul lor să fie în stare să învețe și pe alții. În capitolul 4 din epistola asta, Pavel spune că, versetul 6 în jos, că eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Așa cum dimineața spunea fratele care a fost la noi, dacă am trăit ca și cum mâine ar veni Domnul și ne-am face, pentru că dacă venim la biserică și citim Scriptura și ascultăm predici sau chiar studiem Scriptura doar de dragul de a o studia, n-am rezolvat nimic. Dacă nu o aplicăm la viața noastră, dacă nu o trăim prin puterea lui Dumnezeu, n-am rezolvat nimica. Și cum zicea fratele, dacă am trăit ca și cum Domnul ar veni mâine, noi am putea să spunem așa cum Pavel spune aici. Spune, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Și nu așa cum spun unii, ei, om vedea ce-o fi în cer. Nu, Pavel este foarte sigur de ceea ce îl așteaptă. Și zice, de acum... mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și ne încurajează și ne spune, și nu numai mie, zice Pavel, ci tuturor acelora care îl vor fi iubit pe Domnul Iisus Hristos. Pavel în epistola aceasta și în 1 Timotei și în Tit, aceste epistole pastorale pe care Pavel le-a scris, îi încurajează pe tinerii aceștia în lucrare, îi învață, le dă învățătură și în același timp îi avertizează despre niște lucruri care se vor întâmpla. Și aici începe Pavel capitolul 3 și spune să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. În zilele din urmă vor fi vremuri grele și oamenii încearcă să afle ce le rezervă viitorul. Foarte mulți oameni încearcă să le rezerve, să afle ce le rezervă ziua de mâine. Sunt oameni care nu ies din casă dacă horoscopul pe ziua respectivă le spune că li se va întâmpla ceva rău. Sunt oameni care dacă au ieșit din casă și le trece o pisică neagră peste drum, se întorc din nou în casă. Am întâlnit un om, un pocăit de al nostru, care spunea în felul următor. Ieșeam în stradă să mă duc în misiune. Și ziceam așa, dacă vine o mașină roșie, n-avea mașină, dacă vine o mașină roșie, mă duc încolo, dacă vine o mașină albă, mă duc încoace. Deci, lucruri de care te miri. Încearcă oamenii să înțeleagă ce le rezervă ziua de mâine. Ceea ce este grav și greșit este că ei caută să afle
ce le rezervă ziua de mâine în locuri și moduri greșite. Dumnezeu nu l-a făcut pe om și l-a aruncat așa într-o negură, într-o necunoaștere totală. Nu. Nu cunoaștem totul, spune Scriptura, cunoaștem în parte, dar cunoaștem. Nu suntem lăsați de Dumnezeu într-o necunoaștere totală. Ceea ce este important pentru ziua mea de mâine, Dumnezeu mi-a lăsat scris aici în Scriptură. Este important să rămân în credință, este important să-L iubesc pe Dumnezeu, este important să fiu pocăit și mâine, și poi mâine, și în fiecare zi. În zilele din urmă, spune Pavel aici, vor fi vremuri grele. Au încercat unii oameni să explice care vor fi și care sunt aceste zile din urmă. Unii spun că sfârșitul istoriei, alții diferite teorii de genul acesta. Scriptura ne spune că zilele din urmă au început odată cu venirea Domnului Iisus Hristos. Odată cu venirea Domnului Iisus Hristos au început zilele din urmă. În Faptele Apostolilor, în capitolul 2, s-a întâmplat ceva. S-a pogorât Duhul Sfânt la Rusalii și s-a întâmplat o minune acolo. Limbi de foc s-au așezat peste ucenici, au început să vorbească în limbi și cei care îi vedeau au spus: domnule, oamenii ăștia sunt beți. Și atunci Apostolul Petru s-a ridicat în picioare și le-a spus următorul lucru în Fapte 2, capitolul 16. Deci, ce aceasta, zice Petru, ceea ce vedeți că se întâmplă, este ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Deci, zilele de pe urmă au început atunci când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ. Noi credem lucrul acesta pentru că ne spune cuvântul lui Dumnezeu că este așa. Iar Apostolul Petru, în 2 Petru, în capitolul 3, cu versetul 3, spune încă ceva ce se va întâmpla în zilele din urmă. Și zice: înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor. Acum, dacă zilele din urmă ar fi ultimile zile ale istoriei, nu ne-am întâlnit cu batjocoritorii ăștia în ziua de astăzi. În zilele din urmă, noi trăim acum zilele din urmă. În aceste zile din urmă, spune Apostolul Pavel, în textul pe care l-am citit, că vor fi vremuri grele, vremuri cumplite, vremuri sălbăticite, vremuri violente, spune Scriptura, că se vor petrece în acest timp din urmă. Și noi trăim zilele acestea. Uitându-ne, se întâmplă și mor oameni acum pe pământ, în fiecare zi mor mai mulți oameni decât au murit în timpul războaielor. Mor oameni, mor copii, mici, mor copii nenăscuți, sunt vremuri grele în ziua de astăzi. Și Apostolul ne spune și cine face aceste vremuri grele. Spune că oamenii vor face ca aceste vremuri să fie grele. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi așa mai departe, iubitor de bani, și începe o descriere a oamenilor. Acum, întrebarea care se pune este: vorbește Pavel despre oamenii de afară sau oamenii ăștia sunt în biserici despre care vorbește Pavel aici? În 1 Timotei, în capitolul 4, versetul 1, spune: dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu,
în însuși cugetul lor. Iar Apostolul Petru vorbește că între voi vor fi învățători mincinoși, proroci mincinoși. Deci oamenii despre care vorbește Apostolul Pavel, la un moment dat Pavel spune, ce treabă avem noi să-i judecăm pe cei de afară? Noi nu avem treabă cu ăia de afară. Pavel îi scrie aici lui Timotei, care era un prezbiter într-o biserică, era un copil al lui Dumnezeu. Și îl avertizează și îi spune, Timotei, ai grijă, că în vremurile din urmă, oamenii aceștia se vor regăsi în biserică. Acum eu, în câteva cuvinte, aș vrea să aleg, am ales de fapt de aici, dintre oamenii aceștia, o categorie de oameni, și anume neînfrânații. Poate că atunci când auzim neînfrânat, poate că ne gândim la păcate mari sau ne gândim un neînfrânat face lucruri oribile, din calea afară de oribile. Dar ce înseamnă neînfrânat? Ce înseamnă un neînfrânat? Un neînfrânat este un om care nu se poate controla. Acum, indiferent că vorbim și ne referim la lucruri foarte grave sau că ne referim la lucruri mai puțin grave, un neînfrânat este un om care nu se poate controla. Și omul acesta se găsește în biserică. Omul acesta, printre alții, face ca vremurile și zilele să fie grele, să fie violente, să fie crâncene. În contrast cu un astfel de om, Scriptura laudă pe cei care se pot controla. De fapt, în lista pe care o dă Pavel în Galateni, în capitolul 5, la roada Duhului Sfânt, acolo găsim înfrânarea poftelor. În Proverbe, în 25:28, spune că omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Vedeți, Scriptura nu bagatelizează înfrânarea aceasta și stăpânirea de sine. Sigur că toate vin de la Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, dar nici noi nu suntem lăsați ca să nu facem nimic. Stăpânirea de sine, dacă vine ispita, dacă vin nervii, să arunci cuvinte, să spargi obiecte sau să cine știe ce să faci. Scriptura spune că un astfel de om este un neînfrânat. Deci omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. În vechime, știți cu toții, zidurile erau cele care apărau cetățile de invadatori. Iar tot în Proverbe, în 16:32, partea a doua, zice că cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Un om care e stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât unul care cucerește cetăți. Dar poate că va zice cineva că nu e nevoie să fii creștin, nu e nevoie să fii pocăit ca să fii stăpân pe tine, să te poți controla. Sigur că și oamenii din lume pot să se controleze, și oamenii din lume pot să fie calmi, să fie stăpâni pe sine. Dar eu vreau să vă spun că nici cei din lume și nici noi, care suntem copiii Domnului, nu suntem desăvârșiți în această privință. De multe ori suntem și noi neînfrânați, adică nu ne putem stăpâni. Și aceasta nu neapărat din cauze exterioare, nu neapărat că cineva sau ceva ne determină să fim neînfrânați, nestăpâniți, ci pentru că există în noi ceva care ne determină să fim așa. 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Poftele acestea care se găsesc în noi,
poftele pe care le purtăm cu noi și nu neapărat ne bombardează din afară, ci se găsesc în noi. Poftele acestea de multe ori ne fac să fim neînfrânați, să nu ne putem controla. Și vreau doar trei aspecte ale neînfrânării să aduc în fața dumneavoastră și, în primul rând, vreau să mă refer la vorbire. Și, sigur, știți, textul cel mai elocvent care ne spune despre asta este cel din Iacov, capitolul 3. În Iacov, în capitolul 3, versetul 2, spune așa: toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Iar versetul 8 spune: dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Deci, versetul 2, toți greșim în multe feluri. Unii greșim într-un fel, unii greșim într-un alt fel. Dacă nu greșește cineva în vorbire, deci dacă există cineva care niciodată nu greșește în vorbire, spune Scriptura că este un om desăvârșit. Ori desăvârșit, un om desăvârșit pe pământul acesta a fost chiar un singur om, Domnul Iisus Hristos. În rest, nu există, pentru că în versetul 8 spune apostolul că dar limba, niciun om nu o poate îmblânzi. Greșim în vorbire. Suntem neînfrânați în vorbire. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că, așa cum spunea Petru, poftele care sunt în noi, firea pământească care este în noi, de multe ori câștigă. Și de aceea limba noastră o ia razna, de aceea dăm drumul la vorbe și după aceea ne pare rău de ceea ce am spus, dar hai vorba înapoi. Apoi, mâncare și băutură. Un alt aspect al neînfrânării. Sigur că fiecare dintre noi trebuie, obligatoriu, să mâncăm și să bem. Altfel am muri. Dar Domnul Iisus Hristos în Luca, în 21:34, zice: luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile. Adică să nu intrați într-o stare, ca să spun așa, de somnolență, pentru că, știți, asta pe plan fizic, după ce mănânci bine, parcă te trage la somn. Cu îmbuibare, spune Domnul Iisus, cu îmbuibare, nu să nu mănânci și să nu bei, pentru că ai muri, cu îmbuibare de mâncare și băutură. Și mâncând și exagerând mâncarea și băutura, până la urma urmei ne distrugem trupurile noastre. Și dacă ai vorbi cu cineva și ai spune, un necunoscător al Scripturii, și ai spune lucrul acesta, ar zice: păi dai trupul meu, fac ce vreau. Pentru noi nu este așa. Apostolul Pavel în 1 Corinteni spune că nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și că voi nu mai sunteți ai voștri și ați fost cumpărați cu un preț. Nu știu dacă ne gândim, nu știu, chiar îmi pun întrebarea mie și răspunsul eu îl știu în dreptul meu. Nu știu dacă ne gândim întotdeauna ce facem cu trupul acesta. Și dacă ne gândim la ceea ce spune apostolul, că nu suntem ai noștri, că nu putem face ce vrem cu trupul acesta, este cel mai la îndemână și poate nici nu ne gândim la lucrul acesta. Dom'le, eu fac ce vreau cu trupul acesta. Frați și surori, spune Scriptura că voi nu mai sunteți ai voștri. Ați fost cumpărat cu un preț și cu preț mare, nu cu aur și argint, ci cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Deci nu putem face cu trupul nostru ceea ce vrem. Un alt aspect al neînfrânării este aspectul sexualității. Aici nici nu trebuie să mai discutăm. Ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi a întrecut de mult Sodoma și Gomora. În 1 Tesaloniceni, în capitolul 4 cu versetul 3,
Apostolul Pavel ne spune că voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Sexualitatea este lăsată de Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat și a îngrădit-o în niște reguli și ea trebuie practicată așa cum Dumnezeu a hotărât, în cadrul familiei, în cadrul căsătoriei și nu aiurea. Dar pentru că poftele care sunt în noi de multe ori ne doboară la pământ, se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple și trebuie să o recunoaștem și să ne fie rușine, se întâmplă și în biserici. Iar la motivul, dacă vorbești cu cineva, spune, nu ne-am putut abține. Ăsta e la motivul neînfrânaților, în orice domeniu. În orice domeniu ar fi el. Nu ne-am putut abține. Îmi aduc aminte acum de Samson. Când a vrut să se căsătorească, spune în judecător că a trimis pe părinții lui să ia nevastă și părinții au spus, păi ia dintre fetele poporului Israel. Și Samson a spus, nu, ia-mi-o că îmi place. Atât. Ia-mi-o că îmi place. Ăsta e ultimul argument pentru neînfrânați. Îmi place. Am adus doar aceste trei aspecte, însă putem să fim neînfrânați în absolut, în multe lucruri, în gândire, în imaginație, în simțuri, în multe domenii se poate manifesta neînfrânarea. Și acum aș vrea să aduc în fața dumneavoastră câțiva pași pentru a ne putea înfrâna, pe calea înfrânării. Și în primul rând vreau să spun despre pocăință. Trebuie să știm că un om din lume, nu știu dacă există, dar sunt foarte rari cei care își pun problema aceasta a înfrânării. Ei nici nu își pun problema aceasta. Dacă are ocazia să se ducă la bar să bea, nu-și pune problema înfrânării, se duce. În diferite aspecte de genul acesta, oamenii din lume nici măcar nu-și pun problema înfrânării. Problema înfrânării și-o pune în mod deosebit creștinul. Și așa cum am spus înainte, înfrânarea este una din roadele Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt rodește în noi, atunci este imposibil să nu rodească și înfrânarea poftelor. Pavel spune în 2 Corinteni, în capitolul 10, cu versetul 5, că noi facem orice gând, îl facem rob ascultării de Hristos. Întotdeauna când ispita vine, vine în minte, în gând. Și dacă gândul nostru este rob ascultării de Hristos, atunci Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu care locuiește din belșug în noi va face să putem face față acelei ispite și să nu devenim neînfrânați. Spune tot Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 6, că toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. În momentul în care spune Cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care un lucru pune stăpânire pe tine, ești robul acelui lucru. Ești robul acelui lucru. Apoi un alt pas pe calea înfrânării este autocontrolul. Foarte mult ne gândim noi la viața noastră, la modul general, la cum să ne fie bine, cum să rezolvăm probleme, cum să fie familia în regulă și poate că mai puțin ne controlăm în felul acesta în lucrurile spirituale. Foarte mult ne controlăm
în ceea ce privește viața noastră. Ne programăm, ne facem o listă de priorități, poate, o listă de cheltuire a banilor și așa mai departe. Deci totul este controlat. Dar nu la fel de mult controlăm spiritualitatea noastră. Nu la fel de mult acționăm în sensul acesta de a ne controla, de a avea autocontrol asupra vorbirii noastre, asupra gândirii noastre, asupra trăirii noastre. Apoi, un alt pas pe calea aceasta a înfrânării este evitarea. Deci, autocontrolul și evitarea. Ce vreau să spun cu asta este că noi trebuie să evităm locurile, situațiile, persoanele care ne fac să păcătuiască. Așa cum spuneam înainte, așa cum ne controlăm viața fizică de zi cu zi, tot la fel trebuie să ne controlăm și trăirile, trăirea spirituală, trăirea cu Dumnezeu în fiecare zi. Dacă te face un loc anume să păcătuiești, să devii neînfrânat, să devii ispitit, evită locul acela. Dacă prietenii pe care îi ai te fac să devii neînfrânat, evită prietenii aceștia. Eram în Israel și era o soră care nu putea să vină la biserică în ziua de șabat, pentru că sâmbătă mergeam la biserică, și a întrebat-o fratele păstor, de ce nu vii la biserică? Și am spus, frate, nu pot să vin pentru că eu lucrez sâmbătă. Și fratele i-a spus exact ce spune Scriptura. Renunță la locul acela de muncă, și era un loc de muncă bine plătit, renunță la el ca să poți să vii la biserică. Pentru că este mai importantă hrănirea ta spirituală, relația ta cu Dumnezeu, decât faptul că ai un loc de muncă bine plătit. Și Dumnezeu îți va purta de grijă. La fel trebuie să procedăm și noi. Așa cum am zis, dacă anumite locuri, prieteni, situații te fac să păcătuiești, trebuie să renunți la lucrurile acestea. Apostolul Pavel în Romani spune că cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu poftele ei și o lasă răstignită acolo, nu o duc și nu o plimbă prin locuri unde să se simtă bine firea pământească. Evită astfel de locuri. Și un al patrulea lucru care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră este că trebuie să ne concentrăm pe lucruri spirituale. În Coloseni, în capitolul 3, cu versetul 2, Apostolul Pavel spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Sigur că mintea nu poate să stea fără să macine ceva, fără să gândească. Dar trebuie ca noi să hrănim mintea cu ceva care este de sus. Dezbrăcați-vă, spune Pavel în Efeseni, dezbrăcați-vă de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și îmbrăcați-vă în omul cel nou, care se aseamănă cu Domnul Iisus Hristos. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. În seara aceasta, gândurile mele au fost acestea. Am vrut să aduc înaintea dumneavoastră acest aspect, pentru că Pavel vorbește aici, așa cum am spus, despre oameni care, din păcate, se găsesc în biserică. Și se găsesc, din păcate, mulți, eu cel puțin am întâlnit mulți, foarte mulți, și unul dintre răspunsurile pe care mi le-au dat atunci când încercam să vorbesc cu unii dintre ei și nu îi acuzam de lucruri grave, ci îi întrebam de ce nu vii la biserică. Pe unii despre care știam sigur că au făcut și alte lucruri mai grave, i-am pus în fața faptului respectiv și i-am întrebat de ce faci asta și mi-au spus, păi mai frate, eu am venit aici pentru un an de zile. Cât îs aici, un an de zile, nu mă știe nimeni, nu mă cunoaște nimeni, aici eu mă duc la muncă și sâmbătă, mă duc și acolo, mă duc și dincolo, fac ce vreau. După ce mă duc acasă,
o să fiu pocăit și o să fiu la locul meu. Problema este că unul te vede Dumnezeu oriunde vei fi și nu se știe dacă mâine, nu peste un an de zile sau peste nu știu cât îți propui tu, vei mai trăi, vei mai apuca. În seara aceasta am vrut să aduc în fața dumneavoastră gândurile acestea și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune și putere de a ne înfrâna în orice situație. Orice situație din familie, nu neapărat lucruri grave. Trebuie să avem autocontrol, trebuie să evităm lucrurile și faptele și locurile care ne fac să păcătuiesc și trebuie să ne gândim la lucrurile de sus. Slăvit să fie Domnul. Amin.